Tare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod, cu voi sunt iarăși eu, Madrid, și astăzi vom vorbi despre mâncare și băutură. Știu, primul gând care poate trece prin minte e, wow, ce temă plăcută, dar nu e chiar așa. Vom vorbi despre mâncăruri și băuturi mai neobișnuite pentru noi, mai ciudate, dar care totuși sunt preparate în diferite colțuri ale lumii și sunt considerate obișnuite sau chiar delicatese. Urmează top 10 cele mai scârboase mâncăruri și băuturi. Să începem! Supa de liliac este consumată în China și în Thailanda și este o mâncare obișnuită în acele părți ale lumii. Liliacul este fiert în lapte de nucă de cocos împreună cu legume și condimente foarte picante. El este fiert de viu, iar capul este considerat a fi cea mai gustoasă parte a corpului. Balutul este un ou fertilizat de gâscă sau de rață, care se mănâncă direct din coajă, cu tot cu embrionul aproape dezvoltat în interior, de regulă vechi de 18 zile, încât să nu aibă încă pene, cioc sau oase. Balutul este foarte apreciat în Asia, în special în Filipine, China, Cambodgia și Vietnam. Vinul cu cobre este o băutură care poate fi găsită în Asia. De obicei se folosesc cobre care împreună cu șopârle și scorpioni se pun într-o sticlă cu vin de orez. După câteva luni de fermentare și maturare, veninul este dizolvat și băutura este tocmai bună pentru a se servi. Este vândut ca un elixir care promite vindecări miraculoase. Păianjenii comestibili se găsesc în Scuon, Cambodgia, și seamănă cu tarantulele nord-americane. Sunt crescuți în găuri din pământ, special pentru consumul uman. Chiar și așa, sunt la fel de periculoși ca frații lor nord-americani. Tarantulele sunt condimentate și prăjite bine, înainte de a fi servite întregi. Textura lor este descrisă ca fiind crocantă, având gustul similar cu cel al crabului. Pacea sau capul de oaie e o delicatesă foarte apreciată de irachieni și iranieni, iar prepararea ei nu e deloc complicată. Se ia oaia, cărei tai capul. Capul oii se fierbe, se prăjește sau se gătește la grătar și apoi se mănâncă. Vinul din pui de șoareci este un tonic tradițional chinezesc și corean. Cei care l-au încercat spun că are un gust de gazolină. Șoareci mici, care încă nu au deschis ochii, sunt luați de lângă mamele lor și băgați în sticle cu vin de orez, apoi sunt lăsați acolo să fermenteze. Sângele și fierea de șarpe sunt considerate o delicatesă în Jakarta Centrală, unde acestea se prepară în scopuri medicinale. Metoda de preparare este următoarea. Se taie capul șarpelui și se stoarce sângele într-un vas de sticlă. Se adaugă fierea și apoi se servește. Curajul de a bea sângele care se scurge direct din corpul șarpelui este considerat o dovadă de bărbăție. Penisul de bou este o delicatesă foarte apreciată în țările asiatice și e consumat fără pic de dezgust de numeroși clienți. Acesta este mâncat și datorită efectelor pozitive pe care le are asupra apetitului sexual, fiind considerat un afrodisiac ce îmbunătățește performanța sexuală la bărbați. Mâncarea poate fi consumată fiartă sau prăjită, dar se consumă și crudă. Se spune că gustul este asemănător cu cel al calmarilor. Șobolanii sunt utilizați ca mâncare în multe colțuri ale lumii. De exemplu, în Vietnam, oamenii pun capcane pentru a-i prinde. Șobolanul se gătește după ce a fost bine curățat. Carnea se taie în bucățele mici, se călește cu legume proaspete și condimente și se servește fierbinte. În general, șobolanul se mănâncă bine prăjit, preferabil la grătar și se spune că are un gust asemănător cu cel de pui. Creierul de maimuță se mănâncă chiar și crud în unele părți ale Chinei, iar procesul decurge în felul următor. Se aduce maimuța vie la masă, deasupra căreia se pune o placă de lemn cu o gaură în centru. Se scoate capul maimuței prin acea gaură, îi se rade blana de pe cap, apoi cu ajutorul unei dălți și a unui ciocan se face o incizie în vârful capului, iar partea de sus a craniului este înlăturată. Cu o lingură se iau bucăți de creier, care sunt consumate cât maimuța e încă în viață. O clipă, vă rog, îmi pare că mă strigă cineva. Da, mamă! Să vin la masă? Aha, bine, chiar acum vin. Sunt gata păianjenii? Dar sper că nu i-ai prăjit prea tare ca data trecută. Știi că îmi plac semicruzi când îi mușc să curgă sosul din ei. Bine, hai că vin acuș. Am de finisat aici ceva. Bine, prieteni, nu știu cum voi, dar eu am cam flămânzit. Asta a fost pentru azi. Nu uitați de like, share, subscribe. Părerile le puteți lăsa în secțiunea comentarii. Tot în secțiunea comentarii îmi puteți ura poftă bună și ne auzim la următorul episod.
Pe curând, considerat o dovadă de bărbăție. Penisul de bou este o delicatesă foarte apreciată în țările asiatice și e consumat fără pic de dezgust de numeroși clienți. Acesta este mâncat și datorită efectelor pozitive pe care le are asupra apetitului sexual, fiind considerat un afrodisiac ce îmbunătățește performanța sexuală la bărbați. Mâncarea poate fi consumată fiartă sau prăjită, dar se consumă și crudă. Se spune că gustul este asemănător cu cel al calmarilor. Șobolanii sunt utilizați ca mâncare în multe colțuri ale lumii. De exemplu, în Vietnam, oamenii pun capcane pentru a-i prinde. Șobolanul se gătește după ce a fost bine curățat. Carnea, pentru a se servi, este vândut ca un elixir care promite vindecări miraculoase. Păianjenii comestibili se găsesc în Scuon, Cambodgia, și seamănă cu tarantulele nord-americane. Sunt crescuți în găuri din pământ, special pentru consumul uman. Chiar și așa, sunt la fel de periculoși ca frații lor nord-americani. Tarantulele sunt condimentate și prăjite bine, înainte de a fi servite întregi. Textura lor este descrisă ca fiind crocantă, având gustul similar cu cel al crabului. Pacea sau capul de oaie e o delicatesă foarte apreciată de irachieni și iranieni, iar prepararea ei nu e deloc complicată. Se ia oaia, cărei tai capul. Capul oii se fierbe, se prăjește. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod. Cu voi sunt iarăși eu, Madrid, și astăzi vom vorbi despre mâncare și băutură. Știu, primul gând care poate trece prin minte e, wow, ce temă plăcută, dar nu e chiar așa. Vom vorbi despre mâncăruri și băuturi mai neobișnuite pentru noi, mai ciudate, dar care totuși sunt preparate în diferite colțuri ale lumii și sunt considerate obișnuite sau chiar delicatese. Urmează top 10 cele mai scârboase mâncăruri și băuturi. Să începem! Supa de liliac este consumată în China și în Thailanda și este o mâncare obișnuită în acele părți ale lumii. Liliacul este fiert în lapte de nucă de cocos împreună cu legume și condimente sau se gătește la grătar și apoi se mănâncă. Vinul din pui de șoareci este un tonic tradițional chinezesc și corean. Cei care l-au încercat spun că are un gust de gazolină. Șoareci mici, care încă nu au deschis ochii, sunt luați de lângă mamele lor și băgați în sticle cu vin de orez, apoi sunt lăsați acolo să fermenteze. Sângele și fierea de șarpe sunt considerate o delicatesă în Jakarta Centrală, unde acestea se prepară în scopuri medicinale. Metoda de preparare este următoarea. Se taie capul șarpelui și se stoarce sângele într-un vas de sticlă. Se adaugă fierea și apoi se servește. Curajul de a bea sângele care se scurge direct din corpul șarpelui este cuvinte foarte picante. El este fier de viu, iar capul este considerat a fi cea mai gustoasă parte a corpului. Balutul este un ou fertilizat de gâscă sau de rață, care se mănâncă direct din coajă, cu tot cu embrionul aproape dezvoltat în interior, de regulă vechi de 18 zile, încât să nu aibă încă pene, cioc sau oase. Balutul este foarte apreciat în Asia, în special în Filipine, China, Cambodgia și Vietnam. Vinul cu cobre este o băutură care poate fi găsită în Asia. De obicei se folosesc cobre care împreună cu șopârle și scorpioni se pun într-o sticlă cu vin de orez. După câteva luni de fermentare și maturare, vininul este dizolvat și băutura este tor și băgați în sticle cu vin de orez. Apoi sunt lăsați acolo să fermenteze. Sângele și fierea de șarpe sunt considerate o delicatesă în Jakarta Centrală, unde acestea se prepară în scopuri medicinale. Metoda de preparare este următoarea. Se taie capul șarpelui și se stoarce sângele într-un vas de sticlă. Se adaugă fierea și apoi se servește. Curajul de a bea sângele care se scurge direct din corpul șarpelui este considerat o dovadă de bărbăție. Penisul de bou este o delicatesă foarte apreciată în țările asiatice și e consumat fără pic de dezgust de numeroși clienți. Acesta este mâncat și datorită efectelor pozitive pe care le are asupra apetitului sexual, fiind considerat un afrodisiac ce îmbunătățește performanța sexuală la bărbați. Mâncarea poate fi consumată fiartă sau prăjită, dar se consumă și crudă. Se spune că gustul este asemănător cu cel al calmarilor. Șobolanii sunt utilizați ca mâncare în multe colțuri ale lumii. De exemplu, în Vietnam, oamenii pun capcane pentru a-i prinde. Șobolanul se gătește după ce a fost bine curățat.
Carnea se taie în bucățele mici, se călește cu legume proaspete și condimente și se servește fierbinte. În general, șobolanul se mănâncă bine prăjit, preferabil la grătar, și se spune că are un gust asemănător cu cel de pui. Creierul de maimuță se mănâncă chiar și crud în unele părți ale Chinei, iar procesul decurge în felul următor. Se aduce maimuța vie la masă, deasupra căreia se pune o placă de lemn cu o gaură în centru. Se scoate capul maimuței prin acea gaură, îi se rade blana de pe cap, apoi cu ajutorul unei dălți și a unui ciocan se face o incizie în vârful capului, iar partea de sus a craniului este înlăturată. Cu o lingură se iau bucăți de creier, care sunt consumate cât maimuța e încă în viață. O clipă, vă rog, îmi pare că mă strigă cineva. Da, mamă! Să vin la masă? Aha, bine, chiar acum vin. Sunt gata păianjenii? Dar sper că nu ai prăjit prea tare ca data trecută. Știi că îmi plac semicruzi când îi mușc să curgă sosul din ei. Bine, hai că vin acuși. Am de finisat aici ceva. Bine, prieteni, nu știu cum voi, dar eu am cam flămânzit. Asta a fost pentru azi. Nu uitați de like, share, subscribe. Părerile le puteți lăsa în secțiunea comentarii. Tot în secțiunea comentarii îmi puteți ura poftă bună și ne auzim la următorul episod. Pe curând! Considerat o dovadă de bărbăție. Penisul de bou este o delicatesă foarte apreciată în țările asiatice și e consumat fără pic de dezgust de numeroși clienți. Acesta este mâncat și datorită efectelor pozitive pe care le are asupra apetitului sexual, fiind considerat un afrodisiac ce îmbunătățește performanța sexuală la bărbați. Mâncarea poate fi consumată fiartă sau prăjită, dar se consumă și crudă. Se spune că gustul este asemănător cu cel al călățat. Carnea se taie în bucățele mici, se călește cu legume proaspete și condimente și se servește fierbinte. În general, șobolanul se mănâncă bine prăjit, preferabil la grătar, și se spune că are un gust asemănător cu cel de pui. Creierul de maimuță se mănâncă chiar și crud în unele părți ale Chinei, iar procesul decurge în felul următor. Se aduce maimuța vie la masă, deasupra căreia se pune o placă de lemn cu o gaură în centru. Se scoate capul maimuței prin acea gaură, îi se rade blana de pe cap, apoi cu ajutorul unei dălți și a unui ciocan se face o incizie în vârful capului, iar partea de sus a craniului este înlăturată. Cu o lingură se iau bucăți de creier, care sunt consumate cât maimuța e încă în viață. O clipă, vă rog, îmi pare că mă strigă cineva. Da, mamă! Să vin la masă? Aha, bine, chiar acum vin. Sunt gata păianjenii? Dar sper că nu ai prăjit prea tare ca data trecută. Știi că îmi plac semicruzi când îi mușc să curgă sosul din ei. Bine, hai că vin acuși. Am de finisat aici ceva. Bine, prieteni, nu știu cum voi, dar eu am cam flămânzit. Asta a fost pentru azi. Nu uitați de like, share, subscribe. Părerile le puteți lăsa în secțiunea comentarii. Tot în secțiunea comentarii îmi puteți ura poftă bună și ne auzim la următorul episod. Pe curând! Considerat o dovadă de bărbăție. Penisul de bou este o delicatesă foarte apreciată în țările asiatice și e consumat fără pic de dezgust de numeroși clienți. Acesta este mâncat și datorită efectelor pozitive pe care le are asupra apetitului sexual, fiind considerat un afrodisiac ce îmbunătățește performanța sexuală la bărbați. Mâncarea poate fi consumată fiartă sau prăjită, dar se consumă și crudă. Se spune că gustul este asemănător cu cel al calmarilor. Șobolanii sunt utilizați ca mâncare în multe colțuri ale lumii. De exemplu, în Vietnam, oamenii pun capcane pentru a-i prinde. Șobolanul se gătește după ce a fost bine curățat. Carnea, pentru a se servi, este vândut ca un elixir care promite vindecări miraculoase. Păianjenii comestibili se găsesc în Scuon, Cambodgia, și seamănă cu tarantulele nord-americane. Sunt crescuți în găuri din pământ, special pentru consumul uman. Chiar și așa, sunt la fel de periculoși ca frații lor nord-americani. Tarantulele sunt condimentate și prăjite bine, înainte de a fi servite întregi. Textura lor este descrisă ca fiind crocantă, având gustul similar cu cel al crabului. Pacea sau capul de oaie e o delicatesă foarte apreciată de irachieni și iranieni, iar prepararea ei nu e deloc complicată. Se ia oaia, cărei tai capul. Capul oii se fierbe, se prăjește. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod, cu voi sunt iarăși eu, Madrid, și astăzi vom vorbi despre mâncare și băutură. Știu, primul gând care poate trece prin mine...